vizitat școlile pe care rușii le înființaseră pentru moldoveni. Menționează și un fapt important, profesori din întreaga Basarabie sunt în general ruși sau germani și francezi rusificați. Căci moldovenii însăși nu s-au calificat nicăieri că profesori. Vreau să menționez politica de rusificare care a avut loc în Basarabia. Toată predarea se făcea fără excepție în limba rusă, deci iar învățarea acestea este dintre toate lucrurile esențiale. Moldovenii învață greu limba rusă, după spusele profesorilor, ceea ce de fapt nu înseamnă nimic, căci se apară de aceasta ca oricare alt neam care trebuie să învețe rusește. O altă relatare, puțin cunoscută, a lăsat călătorul Henderson, un cleric scoțian, care a vizitat Basarabia după izbucnirea surecțiilor din 1821. El, călătorind despre Hotin, spre Chișinău și Odessa, autorul a făcut interesante considerații despre locuitorii urmași, menționez, care considera urmași ai dacilor și al coloniștilor romani aduși aici de Traian. Limba lor, cunoscută sub numele de română, are un amestec curios de cuvinte străine. Dintre acestea, cei mai mare parte sunt de origine italiană sau latină vulgară. Deci, facem același popor romanic, ca și un număr mare de cuvinte slave, restul fiind gotice, grecești sau turcești. Țăranii însă se identifică cu nume de români sau romani, nume pe care l-au moștenit de la strămoșii lor, care s-au bucurat de titlul și privilegiile de cetățeni romani. La Chișinău, britanicul a întâlnit elita politică și religioasă locală, a remarcat diversitatea etnică și confesională, oferită de cei 20.000 de locuitori ai capitalei. Deci, la acea perioadă, către anul 1821, deci populația Chișinăului, dacă se crede pe călător, deci avea undeva în jur la 20.000. Acum populația Chișinăului este în jur de 1.000.000. Deci au mai plecat și din Chișinău, au migrat, au venit, deci în jur de 1.000.000. Este practic, dacă din spațiul românesc, dacă nu greșesc, este al doilea după numărul populației, după București. Deci este un oraș mare în spațiul nostru, da? Densitate. După densitate populației. Un deceniu mai târziu, Basarabia a fost tranzitată de ofițerii britanici William de Ross și Drinkwater, aflați într-o misiune de observare a obiectivelor militare din sudul Rusiei. Călătoria lor de la Odessa la Chișinău a durat în noiembrie 1835, 5 zile, capitala fiind prezentată ca un vechi oraș turcesc. Nu mai există ruinele clădirilor orientale, dar poți întâlni o combinație ciudată de chipuri asiatice și de polonezi, germani, moldoveni și evrei. Deși orașul se întinde pe o suprafață mare, doar puține care sunt acceptabile, restul fiind cocioabe cu acoperișul de paie sau cu acoperișul lat. Călătorul german Kohl remarcă și în privința ocupațiilor locuitorilor, ceea ce este foarte important. Din relatările acestuia aflăm că rușii, în cea mai mare parte, sunt pietrari, tâmplari, timpuitori și zugravi. Mulți călători străini atestau creșterea explozivă a orașului, deja dacă el a devenit capitală, ei constatau concomitent și diversitatea etnică a populației acestui oraș. De altfel, scriitorul polonez Krasievski, aflându-se în vizită la Chișinău în anul 1843, menționează, totuși, costumele amintesc că tu ești aici și nu în alt loc. Moldovenii în căciuri de miel, în mantale lungi, greci în fesuri, bulgari, care se mișcă pe străzi, care stau lângă pragurile caselor cu lulele. Mărturisesc că această regiune nu este așa de mult cucerită de așa zisa civilizație. În rând cu aceste rămășițe ale Orientului, se întâlnește eleganță în frac comandat la Viena, în mănuși galbene de piele subțiri, lângă armeanul barbier, flașneta cântă ariile lui Donizetti și Bellini, valsurile lui Strauss, în rând cu vânzarea vinurilor basarabene, madame care a venit direct din Paris, deschide magazin de modă. Peste tot acest talmeș balmeș, el constată că
limba dominantă pe străzi este limba română, ceea ce este un element important pentru această capitală. Caracterul predominant românesc al Chișinăului a fost recunoscut și de scriitor rus Garșin, care spune că Chișinăul este un oraș care nu are nimic rusesc. Pe străzi nu se aude niciodată vorbind se rusește, ci numai în idiș și moldovenești. Despre populația, mare număr de populații de origine evrească, care deci ocupația de bază fiind comerțul. O descriere destul de amănunțită a Chișinăului găsim în călătorie literarului sârb Vujici, care a stat câtva timp în oraș nostru în anul 1940. El, fiind un om religios, observă că orașul se împarte în orașul nou și orașul vechi, din care primul se aseamnă cu Odessa, iar al doilea este plin cu fel de fel de mâncări, se oprește mult asupra bisericilor din Chișinău. Catedrala episcopală cu cele două clopotnițe, una în curte și una la intrare în grădină catedralei, cu un orologiu, cu un clopot mare, sunt obiectul unei descrieri amănunțite, ca și reședința arhiepiscopului cu capela ei, ca și celelalte biserici ortodoxe și ca și cea luterană și catolică. Din clădirile publice, el citează gimnaziu, cancelaria guvernatorului, primăria, o cazarmă pentru soldați, care au și o orchestră bună, pe care când o ascult se umple sufletul de bucurie. Deci, iată, am încercat să dau câteva amintiri ale călătorilor străini care au traversat Chișinăul, fie că era o trecere, fie că o parte dintre ei s-a observat, au și locuit o perioadă scurtă sau mai lungă în Chișinău și au putut observa mai multe, fiecare din aceste călători a arătat ceea ce l-a atras cel mai tare, ce l-a impresionat. Nu totdeauna au fost obiectivi, dar a relatat ceea ce a văzut. Fiindcă cei care stăteau mai mult, puteau să scrie și mai multe, să vadă și mai multe. Deci, oricum, putem trage concluzia că că Chișinăul a căpătat o importanță importantă odată cu, din păcate, anexarea Basarabiei, fiindcă s-a fost anexată Basarabia, capitala avea în continuare să fie la Iași, țării Moldovei, dar oricum, deci momentul a fost din anul 1818 capitala devine Chișinău, el a evoluat într-o adevărată urbă, s-a construit clădiri administrative și locuințe private, fiind locuit de etnici români, deja adică băștinași, evrei, ocupații de bază fiind comerțul și de ce nu, armeni, de-al negusturi armeni, care și cartierul, strada poartă numele și astăzi. Și deja, odată cu anexarea Basarabiei, au venit un val de, aș spune, și de etnici ruși care s-au stabilit în Basarabie, inclusiv și în Chișinău. Și totodată observăm că populația băștinașă, deci erau impusă să învețe în școală limba rusă, ceea ce a dus la un proces de rusificare. Oricum, identitatea Chișinăului, identitatea românească a Basarabiei, inclusiv și a Chișinăului, s-a păstrat în continuare. Totodată s-a remarcat și arhitectura care era în dezvoltare. Cum își spune scriitorul polonez Krasievski, a remarcat arhitectura slab dezvoltată a orașului. Diversitate etnică și confesională, care caracterul încă românesc a orașului. Deci ne aflăm încă în prima jumătate a secolului XIX. E clar că Chișinăul și-a urmat dezvoltarea sa și la începutul secolului 20, devenind unul dintre cele mai importante orașe, inclusiv și în perioada deja interbelică, când Basarabia revine în sânul neamului românesc, adică în componența regatului România, și la fel a avut o dezvoltare frumoasă, despre care
vom vorbi cu alte ocazii și fie că eu, fie alții vorbitori de ce la fel și în perioada interbilică Chișinăul cunoaște o viață cotidiană foarte activă, foarte activă, deci cu teatrele, cu cinematografele, cu prăvăririle care erau, cu bisericile frumoase, cu vizitele familiei regale în Chișinău. Despre aceasta deci vom vorbi cu alte ocazie și pentru aceasta și vă mulțumesc pentru ați ascultat și dacă mai sunt careva întrebări, putem să le discutăm.